În comuna Achițcanii Vechi, raionul Telenești, în curând vor începe lucrările de instalare a iluminatului stradal în cadrul programului național Satul European Express. În acest scop vor fi alocate circa 800.000 de lei de la bugetul de stat și cel local. Potrivit lui Sergiu Cucu, primarul comunei Chițcanii Vechi, problema iluminatului stradal este una dintre cele mai vechi și acute din această localitate, iar acum, grație programului Satul European Express, în sfârșit va fi soluționată. Proiect tehnic de acum este și în felul acesta sper că în această toamnă, cam la 90%, să fie acoperit satul cu iluminatul stradal. Locuitorii comunei sunt bucuroși că pentru prima dată după câteva decenii, Chițcanii Vechi va fi iluminat în toată legea, pentru că, potrivit acestora, acum trebuie să iasă noaptea din casă cu lanternă. Este bine și normal, mai vine un copil, mai duci și vine. Mai dar și proiecte sunt multe, numai să... și într-un ceas bun, cum să zici. Foarte bine ar fi. Ar fi proiectul ăsta cu lumina stradală. Copilaș tot de mă rog, nu pot să iasă fără lumină țara, de la școală vin târziu. Dacă ar fi lumină, ar fi încă și mai bine, pentru viitorul nostru. De mulți ani, undeva 25-30 de ani poate fi, nu a fost cu lumina. Dar acum, posibil că să avem și lumină și câștigat proiect și sperăm să avem lumină și să fie tot bine. După cum a explicat primarul, anterior, din contul bugetului local, a fost instalat iluminatul stradal în satul Chițcanii Noi, a doua localitate care face parte din comună. Ulterior, anul acesta, primăria a depus actele de participare la programul Satul European Express pentru asigurarea iluminatului stradal în Chițcanii Vechi. Și la moment am trecut deja achizițiile publice, unde am, după cum se lucrează cu achizițiile publice, câștigă cine de cel mai mic preț. Și acum suntem în lucru ca să încheiem contractul cu întreprinderea care au câștigat și să facem 3 puncte de distribuție în sat. Lucrările de iluminare a comunei urmează să fie finalizate integral până la iarnă. În acest scop, potrivit primarului, în cadrul programului Satul European Express vor fi alocate 450.000 de lei și 326.000 din bugetul local. Programul Satul European finanțează în total 496 de proiecte în întreaga țară, cu o valoare totală a investițiilor de 1,8 miliarde de lei. Până în prezent, 1 miliard de lei a fost deja valorificat. Totodată, Guvernul Republicii Moldova a lansat programul Satul European Express, care permite altor 399 de primării să implementeze până la sfârșitul acestui an proiecte de dezvoltare locală cu o valoare totală de aproximativ 172 de milioane de lei.